Maraton de audieri în județul Bistrița-Năsăud. 62 de crescători de animale din localitatea Șanț au fost luați la întrebări de către polițiști. În urma unui denunț, cineva ar fi falsificat semnăturile oamenilor pentru subvenții APIA. Polițiștii verifică un denunț potrivit căruia la dosarul pentru subvențiile APIA depus de Asociația Crescătorilor de Animale din localitate s-ar afla o listă cu semnături falsificate. În cadrul verificărilor se iau declarații de la persoane care au reclamat posibile nereguli în folosirea fondurilor APIA. Ne-am uitat lung, noi ca șențeni, la vecinii noștri, care au alți munți, prin zonele astea noastre, cum și-au făcut câte două, trei mutări sau stâni, ca să mă înțelegeți, da, pe câte o munte, cu băi, cu condiții foarte banii primiți. Faianțate, cu banii primiți și la noi câte o stână și așa i-a acomodat Dumnezeu. Deci nu s-au făcut investiții cu banii ce au venit de la APIA. Asociația Crescătorilor de Animale din localitatea Șanț a fost verificată de către APIA după ce instituția ar fi găsit mai multe nereguli în anii trecuți și asistat plățile.